Unii a semnat un acord pentru livrarea de produse agroalimentare în Statele Arabe, care prevede înființarea unui centru de colectare la Constanța și altuia în Doha sau Abu Dhabi, a declarat secretarul de stat în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale Daniel Botănoiu. La nivelul ministerului încercăm în acest moment să deschidem piețele externe. Am semnat deja un acord pentru livrarea de produse agroalimentare către statele arabe, care au cerut legume, cereale și animale. Ele importă foarte multe produse din Australia și Noua Zeelandă, deși din punct de vedere al prețului e mai avantajos să aducă mărfurile din portul Constanța. Acordul semnat prevede înființarea unui centru de colectare la Constanța și altuia în Doha sau Abu Dhabi, însă noi trebuie să avem continuitate în aprovizionare. De asemenea, este necesar să asigurăm aceeași calitate, dar și cantitate pentru produsele livrate. Să nu uităm de etichetare, care e foarte importantă și care, din luna iunie, trebuie să intre în aplicare. Am încheiat citatul, a spus Daniel Botănoiu. În opinia acestuia, sectorul de legume fructe are nevoie de finanțare susținută pentru că nu a fost susținut corespunzător de la integrarea României în Uniunea Europeană.